Unii dintre voi știți, alții poate că nu știți, dar anul acesta eu am fost pentru prima dată la mare. Și pentru că nu am știut exact de unde să o apuc și pentru că sunt leneș, am gândit să o las pe soția mea să se ocupe de rezervare, de alegerea stațiunii. Eu, în schimb, am cumpărat biletul. În ziua planificată, ne-am făcut bagajele, ne-am suit în tren și peste 15 ore am ajuns la mare. Bineînțeles că am fost foarte impresionat de apă, de nisip, de soare, de tot ce era acolo. Vedeam ceea ce până atunci am văzut decât la televizor sau pe internet. Întrucât eram obosiți, ne-am dus la cazarea noastră. Trebuie să menționez că am ales o cazare puțin cam departe de mare, cam la o jumătate de oră de mers pe jos, lucru pe care nu vi-l recomand. Ne-am bălăcit, ne-am distrat, am băut bere, ba chiar am văzut două animatoare foarte drăguțe. Ce-ați căsătorit, doar ne-am văzut. A fost foarte, foarte fain, dar inconvenientul acesta era că stăteam destul de departe de mare și era un pic neplăcut. A treia zi dimineață, am zis că ne trezim la ora 4 ca să mergem să vedem răsăritul. Acesta era un obiectiv de-al meu, de-al nostru. Să vedem răsăritul, să-l pozăm. Am ieșit din casă, eram într-un sătuc mic și văd un câine în dreapta, văd un câine în stânga, văd un câine în față, văd un câine în spate. O grămadă de câini maidanezi. Ca să fiu sincer, mie mi-a fost foarte frică. Mă tot dădeam lângă soția mea să mă apere. Ea se tot dădea lângă mine, să o apăr eu. Amândurora ne era frică. Cu chiu cu vai, până la urmă am reușit să scăpăm de acest câine, să ajungem să vedem răsăritul, să pozăm și așa mai departe. Dar trebuie să vă spun că această experiență un pic a șifonat din bucuria pe care aveam. Și dacă tot am fost pentru prima dată la mare, am zis că vreau mai mult decât atât. Astfel că am intrat pe internet și am zis că voi căuta o cazare la o altă stațiune, să experimentăm și altceva, dar să fie chiar pe plajă, să fie foarte aproape de mare. Asta vă recomand. Zis și făcut. Am găsit o cazare la Costinești și am mers acolo. Aici totul a fost mai ok. Vibe-ul mai tineresc, nisipul mai fin, apa parcă era mai curată și am avut parte și de un bonus, epavă, de la Costinești. Și pentru că știam că urmează un proiect ce presupune puțină cercetare și prezentare, am zis să intru repede pe internet. Am intrat pe site-uri precum Wikipedia, playtech.ro, litoralromânesc.ro și așa mai departe, dar am întrebat și localnici de acolo și m-am pregătit pentru acest subiect. Am aflat că acest vaporaj a fost construit în anul 1942 la aceleași șantiere navale unde a fost construit și vestitul Titanic. Nava a fost folosită în timpul celui de-al doilea război mondial pe post de a transporta alimente, în special carne congelată. Practic era un frigider imens. De-a lungul timpului, aceasta a avut mai multe denumiri. S-a numit Red Brook, Empire Strait și în cele din urmă s-a numit E-Evanghelia. Asta a fost denumirea de la final. A aparținut mai multor proprietari, dar în cele din urmă a aparținut unui milionar grec pe numele său Aristotel Socrates Onassis. În România a ajuns în anul 1968, aparținea grecilor această navă și se pare că grecii aveau un obicei destul de neortodox, să zic așa, de a eșua nave în țări străine pentru a primi asigurare, o primă de asigurare. Se pare că acesta a fost motivul pentru care nava a eșuat și în România. Ei au eșuat intenționat și au trimis niște coordonate greșite către Centrul de Salvare și Intervenție de la Constanța. Bineînțeles, românii au mers la punctul respectiv, nu au găsit absolut nimic, dar generalul Ionescu s-a hotărât că va căuta nava din lung și până în lat, până când o vor găsi. Astfel că au găsit-o la 1,5 km de Costinești, era un mic sat pescăresc. Au demarat procedurile de dezeșoare, au descărcat încărcătura excesivă și în câteva ore nava era practic salvată. Era bună de navigare. Dar nu acesta a fost planul grecilor. Planul lor era acela de a eșua nava. Astfel că, pe timpul nopții, au eșuat-o din nou
de data aceasta și mai mult înfiptă în pământ și cu elicea ruptă. Acesta era planul lor. Doar că ei nu au reușit să-și încaseze banii de asigurare, pentru că românii au deschis o anchetă, au luat legătura cu autoritățile grecești și au rămas și fără bani și fără navă. Această navă a intrat în posesia statului român și de atunci a devenit un simbol al stațiunii Costinești. Câteva date tehnice, are în continuare 131 de metri, circa 17 metri lățime și cântărea la vremea respectivă peste 7.000 de tone. De atunci și până în prezent, nava aceasta a atras la Costinești foarte, foarte mulți turiști. Se pot face plimbări cu barca, se poate afla povestea ei și arată cel puțin interesant, așa mare și ruginită acolo. Trebuie să vă mai spun că această navă a apărut în două producții cinematografice. Aș putea spune chiar trei, că și eu am filmat-o și am pus pe YouTube. Deci trei producții cinematografice. În 1979, în Al patrulea stol, în 1991, în filmul Licenii, cu Ștefan Bănică și Ioana Sârbu, e o scenă de sărut acolo, și acum, în 2021, am făcut eu această filmare. Deci, dacă veți ajunge la mare, eu vă recomand cu căldură să mergeți la Costinești. Puteți să faceți o plimbare cu bărcuța, costă doar 20 de lei și, din punctul meu de vedere, este o experiență care chiar merită. Voi ce ziceți? Mulțumesc! Claudiu, discursul tău a fost așa ca o inspirație revigorantă pentru mine, pentru că mâine plec spre Costinești și am un plan să vizitez epava despre care ai vorbit astăzi, așa că îți mulțumesc! În ceea ce privește obiectivele tale, ai atins în totalitate două dintre ele și parțial încă două. Și vorbesc aici despre cele atinse, alegerea subiectului prin cercetarea și prezentarea lui și organizarea discursului. Iar cele atinse parțial sunt legate de surse și de mișcarea scenică. Și în continuare voi veni cu trei lucruri pe care le-am apreciat la discursul tău și două sugestii de îmbunătățire. Primul lucru, așa cum am spus, este alegerea subiectului. Este unul de interes, mai ales în perioada aceasta în care oamenii își planifică vacanțele și, de ce nu, unii poate chiar au un plan litoralul românesc. În cel de-al doilea rând, am apreciat modul în care ți-ai organizat discursul. Ai avut o introducere, în momentul în care ne-ai vorbit despre faptul că a fost prima ta escapadă la mare, apoi un cuprins, ai spus cum ai ajuns acolo, cum ai găsit epava, ne-ai dat câteva date tehnice legate de epava și scurtă istoria sa. Iar la final ai încheiat cu o chemare la acțiune, recomandându-le celorlalți să viziteze epava, pentru că din punctul tău de vedere chiar merită. Un al treilea lucru pe care l-am apreciat au fost gesturile. Le-ai folosit cu deschidere, în așa fel încât să-ți subliniezi mesajul. Și o să dau un exemplu aici. Văd un câine în dreapta, văd un câine în stânga, văd un câine în față, văd un câine în spate. În acest fel mi-a ajutat să fim parte din povestea ta și poate chiar să vizualizăm acei câini care erau peste tot. Legat de lucrurile pe care ți le recomand să le îmbunătățești pe viitor, o să vorbesc în primul rând despre mișcarea scenică. Mișcarea scenică se face în două situații. Unul, atunci când prezentăm cronologic niște evenimente, trecut, prezent, viitor, și cea de-a doua situație este atunci când trecem de la o idee la alta, este un fel de tranziție. Și ce îți recomand pe viitor să faci este, așa cum ai vorbit prima dată despre cazare, ne spui mai multe lucruri unde te-ai cazat, cum a fost, te deplasezi fără să spui nimic pentru ca ceilalți să vadă tranziția și să se pregătească, apoi vorbești despre plajă, cum a fost plajă, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, care au fost câinii care te-au înconjurat. Din nou te deplasezi, lași câteva secunde de liniște și apoi vorbești despre epavă și ne dai detaliile legate de ea. Și un ultim lucru pe care ți-l recomand să îl faci puțin altfel pentru a avea și mai mare impact asupra publicului este legat de surse. Sunt convinsă că ai cercetat și ai avut multe surse din care te-ai inspirat,
Tot ce trebuie să faci este să le faci vizibile și pentru public. Dacă nu le faci vizibile vizual, fă-le verbal. Așa cum am citit pe Wikipedia sau citesc o sursă viabilă, vă recomand să vă documentați și voi, poate doriți să aflați și mai multe detalii, dă-ne acea sursă ca să putem să o accesăm. În încheiere o să-ți lansez o scurtă provocare și sunt convinsă că o să te ajute pe viitor când ai de prezentat un subiect nou, este mult mai eficient să-l prezinți și vizual. În așa fel vedem imagini cu epava și asta ne motivează să ne dorim și mai mult să le documentăm. Și, de asemenea, poți pune acolo sursele pe care le putem și vedea. Eu sunt vizuală și am nevoie să le și văd în fața ochilor. În concluzie, te felicit pentru prezentarea subiectului, pentru organizarea discursului și pentru gesturile pe care le-ai făcut și îți recomand să fii puțin mai atent la mișcarea scenică și să faci sursele vizibile pentru noi toți. Pentru că am avut două discursuri pregătite astăzi, mai avem nevoie de un al doilea evaluator de discurs. Proiectul pe care l-ați auzit mai devreme este unul de evaluation, de evaluare și feedback, partea întâi. Feedback-ul de astăzi se va aplica la următorul discurs. Ca să evalueze discursul lui Grișa, intitulat Mâncața și perspectiva de coincidență, haideți să o punem pe scenă pe Bianca Lăpuștea. Bine ai venit la finalul clipului și îți mulțumim că ai stat alături de noi și te încurajăm să te abonezi la canalul nostru de YouTube și să ne dai un like la pagina noastră de Facebook. Ne vedem data viitoare!